Salut, sunt Tudor și de facto azi vorbim despre omizi. Îți voi povesti trei chestii interesante despre omizi, dar și despre mediul în care trăiesc ele. De facto, omizele sunt larve care fac parte din familii fluturilor sau omolilor. Grecii spuneau despre ele în antichitate că sunt măsurători ai pământului. Majoritatea omizilor trăiesc în pom și se hrănesc cu verdeață, dar există și unele specii care se hrănesc cu insecte. Omizile nu au oase și sunt alcătuite din peste 1000 de mușchi care le ajută să se deplaseze dintr-un punct în altul. Înainte de a-ți pune următorul lucru, te rog să te abonezi la canalul nostru de YouTube. Te așteaptă numai chestii interesante aici. A doua chestie super tare în legătură cu omizile este că ele reprezintă o sursă considerabilă de proteine pentru găini, curcani și alte animale domestice. Mai multe amănunte despre omizi ne spune colegul meu, Vladimir. Salut! Eu sunt Vladimir și sper că te-ai abonat deja la canalul nostru de YouTube pentru că urmează să afli lucruri foarte cool și interesante. Trebuie să știi că, de fapt, omizile, deși sunt foarte mici, au mult mai mulți mușchi decât oamenii. Atunci când omizile atacă un arbore, acesta va fabrica noi frunze cu o compoziție diferită, dar mai greu de digerat pentru ele. De asemenea, se spune că arborele va emana un gaz pentru a arăta vecinii că este în pericol. A treia chestie despre care vreau să vorbim este felul în care omizile se apără, pentru că, de facto, acestea au diferite moduri de a se proteja în fața atacului. Pentru protecție, unele specii colaborează cu furnizile, dându-le în schimb hrană, iar altele se deghizează în șeri pentru a speria prădătorii. Cred că am zis suficiente lucruri despre omizi azi, așa că, de fapt, ar trebui să ai o zi minunată. Numai bine, pe curând!